Joi 20 iunie a avut loc cea de-a doua probă a evaluării naționale la matematică. La nivelul județului Suceava, din cei 6.586 de elevi înscriși, s-au prezentat 6.165, iar 421 de elevi au absentat. Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Suceava, joi au absentat de la proba scrisă la matematică 421 de candidați. De asemenea, niciun elev nu a fost eliminat din examen. Proba a fost organizată în 158 de centre de examen, astfel încât pentru evaluarea lucrărilor s-au constituit două centre zonale de evaluare, unul la Colegiul Tehnic Samuil Isopescu Suceava, iar celălalt la Școala Gimnazială numărul 1 Suceava. În cadrul celor două centre vor fi evaluate lucrări dintr-un alt județ, iar tezele elevilor suceveni vor fi corectate în județul Neamț. Primele rezultate vor fi comunicate pe data de 25 iunie, marți, până la ora 12, iar contestațiile se pot depune în aceeași zi, în intervalul orar 14-20. Rezultatele finale vor fi afișate pe data de 29 iunie.